40 de kilograme. Să-și vadă favoriții în ring. În colțul albastru îl așteptăm pe Liviu Ionilă! Liviu Ionilă, primul luptător care intră în ring, poreclită Kenan, este din Craiova, luptă pentru clubul Mancini, pregătit de Antonio Mancini, are 29 de ani, 1,75 m, 5 partide la profesioniști, 3 victorii, una prin knockout și 2 înfrângeri. Ionilă! În colțul roșu îl așteptăm pe Denis Ceaușu! Adversarul lui Liviu Ionilă, Denis Ceaușu din București, poreclit Ironman, luptă pentru binecunoscutul club Absoluto Cotroceni, pregătit de și mai celebrul Ionuț Atodiresei, primul și probabil singurul pitbull al României cu adevărat în artele marțiale. 23 de ani pentru Denis Ceaușu, 1,71 m, mai scung cu 4 cm decât adversarul său Ionilă. Tot 5 partide, 2 victorii, 2 înfrângeri și un egal pentru Denis Ceaușu. And now, ladies and gentlemen, introducing our fighters for our first contest. Iată cum o spunem și fișele celor doi luptători, cu 6 ani mai mare Liviu Ionilă, 4 cm mai înalt, un meci în plus și o victorie, însă asta 3 față de 2 ale lui Ceaușu. Kenan Ionilă! His opponent, standing across the ring and fighting out of the red corner. He's 23 years old and stands 171 centimeters tall. His official weight, 70 kilos. His professional record stands at 2 victories, 2 defeats, and 1 bout scored even. Introducing Iron Man, Denis Ceaușu! Pregătiți sportivii de aproximativ 2 luni pentru această gală, când se știa că se organizează. Paul Florean, arbitru în ring. Trei reprize la câte 3 minute. Prima partidă de la Coloseum 38. Cepetare Ionilă cu două lovituri la cor, răspunde cu un picior în blocaj Ceaușu. Început superb de meci. Rămâne în colț, până la urmă, Denis Ceaușu, low kick pe exterior, din nou Ionilă, răspunde cu un croșet de stânga directă de dreapta, cum pentru Ceaușu. Lovituri din clinci cu genunchii de ambele părți, foarte agresiv Liviu Ionilă. Început de partidă, să vedem dacă va putea să țină ritmul impus, care este uluitor.
lovitură pe exterior. Low kick din nou pentru Ionilă. Upercut de stânga la ficat al lui Ionilă, a rezistat Ceaușu. Lovește mai clar Liviu Ionilă, să vedem replica lui Denis, luptătorul Mănușii Aurii. Lovituri moi, scurte. Din nou băgat în colț de către Ionilă. Iese în laterală până la urmă Ceaușu. Oh, o șo de stânga Ionilă. Se apără bine. Ceaușu pasă în spate pe croșeul în gol lui Ionilă. Taie calea de fiecare dată Ionilă. Nouă lovituri scurte și nu foarte puternice ale lui Ceaușu, sau de pe ambianță vocea lui Ionuța Todirese, care își încurajează luptătorul. În continuare are probleme în fața lui Liviu Ionilă. Încearcă și Ceaușu. Ce bine, o pasul în spate la cușul de stânga ratat de Ionilă. Încă 15 secunde din această primă repriză. Director de dreapta se cere lui Denis. Oh! Un uppercut de stânga în barbă între Mănuși după stop. Ne pregătim pentru repriza a doua. Primele parte de la Coloseu 38 Brașov, Liviu Ionilă, Cușor Roșu versus Denis Ceaușu. Prima repriză câștigată de Liviu Ionilă. A fost mult mai agresiv, a lovit clar. Încearcă și Ceaușu acum să răspundă și să echilibreze partida. Se cere să dea drumul la dreapta lui Denis Ceaușu. Cearcă lovitură din întoarcere acum cu genunchiul din clinci. Sunt aproximativ 2000 de spectatori la această gală de la Brașov, sala arhiplină. Da. Stânga-dreapta, lovitură frontală, dar nu tare, partea lui Denis Ceaușu. Lochii pe interior. Victoria media a încercat Ceaușu, a blocat Ionilă. 2 minute din această repriză secundă. Bine s-a protejat Ionilă, care lovește tare cu lochicul pe interior. Pas în spate. Ionilă 3-2-3-2, se spune schema lui Denis Ceaușu. O stângă pe garda adversarului. La fel, o dreaptă vine acum puțin mai bine executat din partea lui Liviu Ionilă. Stânga dreapta, încearcă să-și împingă adversarul, rămâne descoperit, atacă Liviu Ionilă. Intră în clinch și stop. Sunt despărțiți. Time! Fight!
cu genunchiul din săritură, îl încurajează Pitbull Atodresei pe tutorul său. Spun că adversarul nu mai poate, dar răspunde și Ionilă. A ieșit rotund de acolo tânărul Ceaușu. Low kick pe exterior. Aceeași combinație stânga-dreapta, genunchi pentru Ceaușu. Hai că nu mai poate să spună din tribună. Depinde cu cine este vorba. Mare deplasare. Low kick pe exterior, pe piciorul stâng. Oh! Ce croșeu de dreapta din spate lui Denis Ceaușu, trebuie să ducă în colțul neutru. Liviu Ionilă nu înțelege de ce este numărat. Vom vedea pe reluare, probabil a căzut din pumn de croșeul de stânga al adversarului său. Atacat, descoperit Liviu Ionilă și l-a pedepsit Denis Ceaușu. Croșeul de stânga. A mai tras puțin respirația. Ionilă are și un croșeu de dreapta pentru Ceaușu. Și se termină până la urmă. A doua repriză, era un decalaj la cronometru. A început bine. Ionilă apoi a echilibrat Ceaușu și a vrut să îl trimită la podea pe adversarul său. A echilibrat lupta tânărul din Cotroceni, luptătorului Ionuț Atodirese. Și vom avea rundă decisivă. Câteva dintre cele mai bune momente ale acestei reprize. Și iată ce un croșeu de dreapta a rezistat acolo Ionilă și lovitura care l-a trimis la podea. Ce timing bun a avut Denis Ceaușu. Pe high kick-ul a încercat de Ionilă, a venit croșeul său. A căzut pe procedeu, a alunecat Denis. Denis Ceaușu în dreapta, stânga-dreapta. Croșeul de stânga, dreapta peste capul adversarului. Încearcă și la stomac. Iarăși înceapă catul viitor înaltă Ionilă. Rin foarte bun în această întâlnire. Mai au 2 minute și jumătate cei doi luptători pentru a obține decizia. Lovituri din clinci. Croșeul de stânga ratat de Ionilă de sus în jos. În sfârșit o lovitură înaltă pentru Ceaușu. Ușor pe gardă vine și croșeul de stânga, răspunsul Ionilă. Loki pe interior a lovit foarte bine. Ionilă cu Loki-ul în acest match. Încă un Loki pe interior. Stânga jos, dreapta sus. Se spune lui Ionilă. Din nou încercă să-l țină pe corzile ringului. E pe mai tânăr său adversar. Ține distanța Ionilă acum. Serie mai lungă, se spune că a obosit adversarul. 90 de secunde. Middle kick pe cotul adversarului, încearcă upper cu să desfacă garda, vine și high kick-ul pe mănușă. Cât de bine a echilibrat meciul Denis Ceaușu, trebuie să fie atent la lovitură foarte tare a lui Liviu Ionilă. Meciul nu este încă decis. Lovitură frontală, a încercat să-și depărteze Ionilă adversarul. Ultimul minut. Oh, ce frumoasă eschivă a lui Ceaușu. Vine și cu middle kick, dar pe mânușa adversarului, contră de directă. Vedem cine poate să fură decizia arbitrilor. Dezechilibrat puțin Ceaușu, își revine. Atacul lui Ionilă, stânga-dreapta și picior. Combinația cea mai des uzitată de Ceaușu în această partidă, dar acum este pe corzi. Încearcă să-l desfacă Ionilă. Bună prestația ambilor luptători, de 10 secunde.
Și se termină prima partidă superbă, întâlnirea între Liviu Ionilă, Șor Negru și Denis Ceaușu, meci extrem de echilibrat. Prima repriză Ionilă, a doua repriză Ceaușu cu knockdown. A treia este echilibrată. Vedem ce vor decide arbitru. Au încercat luptătorii pe toate procedeele. Au reușit spre mulțumirea fanilor și spre respectul luptei să țină ritmul pe toată durata întâlnirii. Foarte bine pregătiți acest punct de vedere. Partidă bună. Emoții la decizie. Of kickboxing action, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges see it the same way. Aceeași decizie, cu cei trei arbitri, decizie în unanimitate. Fighting out of the red corner, Colțul Roșu, tânărul Denis Ceaușu. Doamnelor și domnilor, da. Câștigător, Colțul Roșu, Denis Ceaușu. Fost acordat pe tânărul Denis Ceaușu. Acceptă Liviu Ionilă cu greu decizia arbitrilor, dar a fost un meci bun, echilibrat.